Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem un Silver Chest cu Goblin Hunt, Electro Spirit și Gold. Și mai avem un Giant Chest în care avem 2961 de Gold, un Lightning, avem Valkyra, Dark Goblin și Bomber. Bun. În episodul de azi vom juca la War. Vedem că scorul e foarte, foarte strâns. Suntem în ultima săptămână din War și vom încerca să câștigăm cele 4 meciuri. Vedem că scorul e foarte, foarte strâns și sperăm că vom reuși să intrăm în Coloseum primii sau măcar pe locul 2. Bun, hai să începem cu un duel. Și să sperăm că vom avea un adversar accesibil. O să luăm deck-ul clasic cu Valkyra Mini Pekka, Hog și Arcașe. Arcașele cu care vom începe primul atac. Mai punem în spate de tot. O să dăm aici o rachetă pe turnul din stânga și rămânem focusați pe apărare. Bun, vedem că a pus un bomber de un giant bomber de level 12. Asta e bine. Înseamnă că nu e chiar cel mai puternic adversar. Deci arcașele. Da, și rezistăm fără de meci după primul minut de joc. E drept, nici noi n-am reușit mare lucru. Dar trebuie să rămânem pe poziții. Trimitem Valkyra. Ok, trebuie să dăm racheta pe acel Sparky. Sperăm că n-are clonă. Da, și vom trimite Hog-ul. A fost foarte bun un freeze, dar cu un Dyrosul. Ok, vine cu dragonul pe turn. Ne luăm ceva de meci acolo, dar scăpăm cu bine din acest atac. Am intrat în double elixir. Hai să vedem. Punem Valkyra în spate. Pun și Tesla. Ne pregătim racheta pentru că cu siguranță va pune Sparky-ul. Și dau un Meros acolo, bun. Trimitem din nou Hog-ul. Și vom da un freeze pe... Da, mai degrabă îl așteptăm. Dar reușește Hog-ul câteva hituri foarte bune. No, trebuie să dăm Eros aici. Da, și probabil că meciul acesta e al nostru. Să dea un tornado acolo, dar degeaba. Bun, obținem prima victorie. Vom lua următorul deck cu Golem. Și hai să vedem dacă vom reuși din nou să câștigăm. Punem aici Baby Dragon, nu? Și vom pune Furnace-ul. Împreună cu... Hai să vedem Bandită și
Darth Fabrin. Ce ne-a prins acolo cu acel Mega Knight. Da, ne luăm damage destul de urât pe turnul din din stânga. Da, un atac destul de urât. E posibil să pierdem meciul. Punem bandita. Probabil va da... Da, n-a mai dat. N-a avut probabil elixir să dea acel Mega Knight. Da, și vom încerca ultimul atac cu golemul. Pune și fără în sub. Da, și ne rupe acolo acel Inferno Dragon. Da, nu, a avut decul nu neapărat mai bun, dar pe cărțile noastre a avut counter la orice. E drept că nu ăsta e cel mai bun deck, cel cu golemul. De asta nici nu-l folosesc, îl folosesc al doilea, pentru că cel cu balon e mult mai bun și e cumva de backup. Mă aștept să pierd meci 2 și să-l câștig al treilea. Mai ales că mulți își păstrează decurile bune la final. Da, nu mai e suficient timp. Este 1-1 momentan în acest duel. Și haideți să vedem dacă reușim să obținem victoria. Punem Goblin Cage-ul pentru început. Oh, level 11 acolo. Trebuie să-l batem neapărat. Da, a pus și golemul. Inferno Taurul nu reușim să-l atragem acolo. Prea departe totuși. Așa, vom trimite balonul cu Hell Spirit. Da, reușim să-i doborâm turnul din stânga. Era bine dacă scăpam de acel Firecracker și chiar reușim. Excelent. Reușește muschetirea să-i scoată Firecracker-ul. Da, și ne vom concentra pe turnul din dreapta. Chiar pe întregul se duce muschetira pe turn acolo.
Vedem aici Lumberjack-ul. Da, și reușim victoria. Obținem astfel 624 de fame-uri. Practic maximul posibil din 3 meciuri. Ok, ne-am apropiat de locul 2. Și al treilea meci, Legendary Elixir, băi, în niciun caz cu acest deck. Deși era o variantă, dar mergem la sigur. Ok, începem cu Goblin Hunt-ul. Trebuie să ne apărăm și turnurile totuși. Punem Rascal și aici. Sper să ne aibă log. Battle Healer-ul cu Elixir Golem-ul. Da, și ne ajută enorm de mult faptul că n-are log. Scăpăm acolo și de Prințesă. O, scăpăm și de Darth Goblin. Da, și zic că ieșim excelent din acest război, din acest început de meci. Hai să vedem cum scăpăm aici de Goblin. Bun. Spune și Firecracker-ul. Ne luăm ceva damage. Să trimitem o Elixir Golem-ul. Dăm și un Poison. Ok. Firecracker-ul din nou. Mai sunt 32 de secunde din acest match. Dar, din păcate, ne-a scos turnul. Am și folosit degeaba acel poison. Da, și pierdem, din păcate, al treilea meci. Al patrulea meci, de fapt. Eram destul de aproape de o nouă victorie, dar eu zic că am făcut meciuri bune și am adus fame-uri valoroase în acest war. Suntem în continuare doar pe poziția a treia. Și, bun, haideți acum să trecem la upgradat. Pentru că am strâns destul de mult gold, practic vom crește, vom upgrada toate cărțile disponibile pentru upgrade. Mai puțin acest Electro Spirit pe care îl ținem să donăm și apoi să putem cere cărți. Bun. Trecem rapid prin fiecare. Graveyard,
apoi Nightwish, după care Inferno Dragon, Sparky și Fisherman. Fisherman, o carte care îmi place mult. Cred că și datorită faptului că are doar 3 elixir costul. Bun. Și avem acum 30.000 de Star Points pe care am putea să-i folosim maxând la holding două cărți. Ok. Păi, haide să facem Baby Dragon-ul. Și încă o carte. Cred că Fireball-ul îl mai folosim ocazional. Și a fost cândva, era în deck-ul principal, în locul rachetei. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.